4 oameni, printre care și 2 copii de 9 și 11 ani, au murit după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit puternic de o autoutilitară. Accidentul s-a produs în județul Neamț, la o intersecție în apropierea localității Săbăoani. În urma impactului puternic, 4 membri ai familiei din mașină nu au scăpat cu viață. Cei 2 copii și părinții de 31 și 35 de ani nu au mai putut fi salvați de medici. Doar adolescentul de 14 ani a scăpat. O anchetă a poliției va stabili acum cum s-a produs accidentul.